În semn de recunoștință față de cei ce și-au vărsat sângele fără precupețire pe întreaga vatră românească, realizând astfel visul secular al neamului, înfăptuirea României mari, au fost organizate procesiuni și la cimitirul central, la monumentele eroilor din primul și din cel de-al doilea război mondial. În acordurile solemne ale imnului eroilor s-au depus zeci de coroane și gerbe de flori din partea statului major al forțelor navale, al Corpului Nouă Armată și Ministerului de Interne, din partea organelor județene și locale, alături de cadre militare în rezervă și retragere și veterani de război. De la ceremonial nu au lipsit nici elevii ai multor școli din Constanța, care au așternut flori pe soclul statuii. An de an, de ziua eroilor, se cuvine să le acoperim mormintele cu flori și să le aprindem o lumânare, spre a le fi veșnic recunoscători și să îngenunchem cu evlavie în fața eroului necunoscut, pentru a ne reaminti de cei ce și-au dat viața pentru realizarea visului nostru milenar și a cărui amintire să rămână veșnic vie.